la poliția locală a Gen Nicolae. Vreau să-mi prezentați un act de identitate. Mi se pare normal să lăsăm la colț de stradă cu noi, sincer acum. Ascultați-mă puțin, ascultați? Vă ascult, normal. Am venit să-mi iau copiii, l-am lăsat jos, l-am lăsat aici. Domnul meu. Mirase mașină, vorbesc serios. Domnul meu. Deci de, seara, de unde veniți cu el? Polițist local Vasile, de unde veniți cu el, domnul? Polițist local de Brăila. L-am de la câine unde îngrijești, l-am de acolo și l-am duc la gunoi. Vă rog să-mi prezentați și mie acolo dumneavoastră de identitate. Da, o să vă dau imediat. Vă rog nu-mi lăsam acolo, dar am copii și vreau să mă așelă. De ce consumați în mință pe domnul Nicolae? Da, bună seara, Gen Nicolae. Da, bună seara. Păi, eu înțeleg că nu aș dar ce este aici? Vă mă. Dacă aveți ceva, eu am pasă primată pe aici. Eu cred că e prima dată când veniți în portal. Dacă v-ați ne permis. De acum am luat și noi și am ieșit și noi la o fară. Dacă la muncă nu ne primești, că-s minor la aia, nu trebuie să muncesc, să mănânc eu ceva. Am descărcat un molus mai acolo. Ați descărcat molus? Ați descărcat molus? Un gunoi din la gunoi? Gunoi sau molus? Gunoi. Gunoi ați descărcat? Păi aici se depozitează, aici se depozitează gunoiile. Nu te crezi, dar trebuie să spune, nici el n-a făcut, dar este numai un bărbat. Dar de ce să duceți aici, domnul? Pentru că aici nu e depozit de materiale inerte și nici groapa de gunoi. Așa e. De unde ați luat gunoiul? Continuând acțiunile pe linia depistării și sancționării persoanelor care obișnuiesc să depoziteze deșeuri menajere și de orice natură în diferite zone ale municipiului, în ultimele 4 săptămâni au fost aplicate un număr de 84 de sancțiuni contravenționale în valoare de 24.000 de lei persoanelor prinse în flagrant aruncând aceste deșeuri pe domeniul public. Totodată, am aplicat 74 de sancțiuni contravenționale deținătorilor de atelaje HIPO care obișnuiesc să transporte cu căruța, în general deșeuri inerte, dar și gunoi de grajd și care au fost depistați în diferite zone ale municipiului, în special în zonele marginașe. Acțiunile noastre vor continua cu cele 5 echipaje care patrulează la intrările municipiu, în zonele periferice, precum și pe arterele principale ale orașului.